Iată, stimați spectatorii festivalului de la Mamaia, că mai avea 300 de metri și ajungeam și nu m-a oprit niciun garci. Trebuia. Hai să mă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el și împreună cu Iisus și Mecher, toți acolo sus. Care ar fi problema, domnule? Sunteți într-o sectă? Într-o mașină. Mașină care trebuia să cedeze trecerea la semnul stop. Vă contrazic. La semnul stop trebuia să oprească doamna, care i-am făcut și semn și a spus să stea în mor. Să stea acolo și până trec eu. E adevărat, semnul a fost sucit puțin de vânt, că au fost vânturi puternice aseară. Eu vă înțeleg pe dumneavoastră, dar trebuie să mă întâlnesc și noastră pe mine, că eu nu pot înainte de fiecare intersecție să o sunt pe mica jur. O să vă rog frumos să fiți un pic mai atent. Circulați. Iertați-mă, atent la vânturi. Circulați, vă rog. O zi bună. Asemenea și dumneavoastră. Ia, uite-mă, trăiți-ar familia ta să-ți trească, s-a întâlnit cu osul cu prostul, mă. De ce dracu ajungea singurul care avea permisul la Audrey să-i pe bază de fronturi atmosferice? Lasă-mă, iubire. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să trăiți. Ce cu dânsul? Să trăiți. E unchiul nostru care s-a apucat de băut de la Crăciun și nu și-a uitat să schimbe costuma. Glumește, dar e într-adevăr unchiul nostru. Am fost la o petrecere și când se îmbată, se îmbracă în costumul ăsta. A dansat până a căzut lat. Doarme de două ore, auzi cum sporă. Ați fost la petrecere, nu? Atunci o să vă rog să suflați în etilotestul ăsta, că duhneștea văd când toată mașina. Unde e de la dânsul? Sper că nu și de la dumneavoastră. Să vedem. Da, ți-a avut dreptate. Seara bună, drum bun și aveți grijă să nu intre în comă alcoolică. Ce comă? E mort! Mă mor de bet! Da, mor de bet. Da, e obișnuit cu băutura de ineu. Mor de bet. Seara bună, drum bun. Bă, e ce senzație, mă. Bine, mă, Doria, ne trăite ar familia voastră. Renata, bravo, ești genială, nu, n-am ce să zic. Bă, mă, îți auzi, mă, cum a hurcăit ăsta, mă, trăier, dar în jurul lui se găiesc, câtă băiat. Bă, haide-mi, bă! Doria, între... Bă, Doria, ne... Ce? Ce vrei cu faci, mă? Ha? Ce faci? Doamne, trăiți în familia ta. Nu să știi că noi ne-am descurcat aici. A fost bine? Oricum, era mai veridic cu fluieratul meu. Da, nenorocire maximă. Haide-mă să mergem. Mai chemă o dată pe polițist, mă, că să mai fugăm fluierul și ăsta. Pullover! Ce? Pullover! Te-am zis, mă, să ne luăm pullovere pe noi? Bă, boule, înseamnă să tragi pe dreapta, mă. Ce? Pullover! Păi de ce nu-i cunoscut în română, mă, mâncată și curată? Dar de unde dracu-i tu în Jamaica, dacă suntem în România, ce dracu să fie? Pullover! Bă, zi, mă, să trecem pe dreapta, că poate are vreo ofertă la pullover până aici 50. Tu dă vă lege pe aici jetul în Timiș, că nu mai e voie să mai conduci decât cu pullover-ul pe tine? Înseamnă să tragi pe dreapta, mă, eu tot te zic, dar bă, că... Hello! Hello, your documents, please. Yes, I give you documents. I give you allonation and permission. Ce prost ești. Permission? Da, cum să zice? Permis! Permis, dracu să-l ia. Da, uite, mă, mâncăței gura ta. Rămâna și noștri plec în străinătate la culeț, de când și locul lor vine poliției și trei la culeț de amenzi. Și mă are și față de prost. Adevărat. Cum vorbiți română?
Eu să-i spui cu mine. Nu, lăsați, nu vă mai chinuiți în engleză. Hai să vorbim în română, dacă știți română. De la cum vorbiți engleză, am crezut că sunteți băiatul Olguța Vasilescu sau ceva. Îmi lăsă de ce vorbeați engleză mai devreme? Am crezut că sunteți străini. Bă, ți-am zis, mă, mâncați-și gura ta, că trebuie să plecăm din România. Noi avem fețe de occidental, mă, ce drept. N-aveți fețe de occidental, din potrivă. Adică? Aveți numere de Germania. Câte-i gura ta, de mără mult. De unde veniți? De la bunicii mei. Din Ungaria. Aveți bunici în Ungaria? Da. Eu sunt jumătate român, jumătate maghiar. Adică tata e român și mama e maghiaraică. Și nu prea s-a ocupat de educația dumneavoastră, nu? De ce? M-am auzit mai devreme, m-ați făcut prost. Într-adevăr, asta cu educația la noi mai greu, că eram mic, adică n-am putut să mă certe, că ei se certa pe Transilvania. Știți de ce v-am oprit? Ca să ne vindeți pulovere? Ne iertați, ele mai glumeți așa. Că n-avem asigurare, este? Ne iertați, ele mai prost așa. Bă, du-te mă, trecul de aici, noi sunt stăm mai devreme. Bă, da, tăi trecul de-n gură, că-ți dau o palmă de te-ai vrut sub bancheta aia, să zici că ești la Vocea României pe scaun. Ați fost surprins de Rada. Aveți ceva de declarat? Nu, mă declar surprins de radarul care m-a... Cu cât? 72. Nu, 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 n-ați înțeles. Cu cât trebuie să vă plătim? Ca să nu ne amendați. Ce vă ocupați dumneavoastră? Cine e el? Papetărie. Papetărie? Da, îi place să papetărie. În fiecare weekend e centru vechi, adevărat. 100. Păi nu zice 72 cum 100? Nu, 100 vă costă. A, o... Dar eu te zic. Bine, bine. Ați dat 200. Dar și pentru mașina din spate, că fetele e cu noi. Nu, Gene, dar ție nu ți-e frică să conduci așa fără permis? Mă, trăiți iar familia ta să-ți trăiesc. Bă, dar chiar mă mâncați aici. Bă, calmați-vă amândoi, vă rog de frumos. Eu am o metodă foarte sigură. Și haideți că vă arăt chiar acum. Uite, vedeți că aici mai în față, pe oază, mi-arată că am un polițai în față, da? Fă dreptul dreptă undeva. Stai așa. E un moment în care mă apropii de el, accelerez și o să ne treacă pe dreapta. Când ne-a tras pe dreapta, tu iei telefonul, pui la ureche și când mă auzi pe mine că zic Ștefan cel Mare, în momentul ăla zici la telefon, da, tati, da, venim, dar ne-a oprit cineva. Ai înțeles? Bă, tu e nebunii, mă, trăi chiar familia ta să-ți trăiască. Ai înțeles? Hai că faci, fiat. Băi, Doriane, mâncă-te! Băi, Doriane! Stai, mă, ușor, mă, trăiți-ar familia ta! Stai. Uite ce faci să mă trăiți-ar familia ta să-ți trăiască! Băi, deci la Ștefan ce mare, da? Bă, tu ești nebun, mă, mâncați aici gura ta! Băi, Doriane! Băi, Doriane, îți faci ăsta dosar penal, mă, trăiți-ar familia ta să-ți trăiască! Deci ești din gura amândoi și nu vă panicați! Bună ziua, agent principal Dobre, poliția rutieră București. Actele dumneavoastră și ale mașinii. Haideți să vă explic de ce mergem repede. Îmi cer scuze pentru asta, dar în dreapta mea îl am pe fiul domnului Mareșan Constantin Prezan, la care mergem chiar acum, pentru că trebuie să se întâlnească cu dânsul la Inspectoratul General de aici, de pe Ștefan cel Mare. Da, tati, ajung acum, ne-a oprit cineva. Circulați. Da? Da. Mulțumim frumos, să trăiți. Ați văzut, mă? Nu trăiți ar familia ta să bă, ce dracu a fost asta? Ce să fie? Psihologie, mă, boule. Ce psihologie, mă, trăiți ar familia ta? Bă, mâncava și eu am intrat în capul lui. În mintea lui. Bă. Înțeleg? Adică, el când a oprit mașina, ce a văzut primul lucru? M-a văzut pe mine cu aspect de bodyguard, da? Față de șofer din ăsta de mare șmecher, în dreapta mea fiul de mare șmecher și după aia am zis și de Constantin Prezan, care bă, e un nume care sună cunoscut așa. Și am zis că e mareșal. Ce e mareșal? Cea mai înaltă funcție de pe planetă. Rostul nu știe că la noi în țară nu există mareșal. E, în momentul în care am zis toate lucrurile, ăsta s-a panicat și gata, a zis, gata, a plecat, nu știu ce, a dus. Și după aia a rămas așa, cu față de păr. Gândindu-se, că și-a dat seama după ce am plecat noi cu mâini, gândindu-se că, bă, stai așa, cine căcăte Constantin Preza? Și ăla cred că n-avea carne. Și Ștefan cel Mare oricum era în partea opusă. Bă, trec de familia ta să-ți trăiască. Genial. Genial. Genial.
Mă iertați că vă întrerup aici protestul. Aveți autorizație pentru meeting? Ce meeting? Și în cutia asta ce e? A, acolo e banii pentru noul nostru sediu, pentru vila noastră. Ia se vede. Ia. Ia. Vreau și eu să văd chitanțele pentru banii ăștia. Sau sunt la negru? Nu sunt, dar e și de la oamenii care... Eu treceam pe aici, credeam că e ceva, dar... Ce e ceva? Altceva. Două secunde. Alu, da. Ce faci? Să iau pâine? Era un apel în așteptare, el să le iau. Da. Voi vă mă luați la mișto? Vă luați la mișto? Ia actele, ia buletinul. Bă, stai. Nu mă duc să-i aduc înapoi, și mă duc să-i aduc acum înapoi. Bă, ia stați, stați, bă! Bă, rămân. Ce sunt băieții? Sunt martorii lui Brahova. Ia, bagă-i la secție. Pomenule, să mor tu, dar sunt pomenule, nu cafea în gura ta. Amica, pomenule, vreau! Mă lume! Să nu fie strică, frățioare. Așa a fost scris să fie. Nu, hai. Amica! Așa a fost scris să fie. Hai, îmi bat cu voi că într-un medie fingerea. Ce fac fetele? Cine dorme în pat cu mine? Fratele meu, te rog eu mult de tot să-l iei pe ăsta, că el e divin și lui îi place să pupe moaște. Domnul polițist! Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu? Eu sunt mic, mama mare.